Bine, m-a regăsit, dragi oameni, bun, la un nou unboxing, probabil a văzut, ați, opa, astăzi o să scoatem, termină, astăzi o să scoatem din cutie o cameră care mie mi-e foarte dragă și pe care am urmărit-o de ceva vreme și e camera lui Cosmin Micuțu Nedâlcu. Să facem calalea cu... Nu te-ai săturat să nu-ți meargă camera? Haide să vezi cum merge o cameră. Da, vezi? Nu! Nu? Bun, revenind. Micuțu a vrut o cameră pe care o am și eu de altfel, care filmez acest unboxing. Uh-huh. Și a recomandat această cameră din mai multe motive pe care o să le spun mai târziu puțin. În primul rând că e gratis, asta m-a bucurat. Nu e gratis. Nu e, adică le mulțumim celor de la... Le... N-am dat niciun ban. Le mulțumim celor de la F64 care ne-au susținut cu asta, ne-au sponsorizat, că ne-au dat bani, ne-au dat echipamentul ca să... Da. E gratis. Și le mulțumim frumos că ne l-au dat. Dar e un echipament pe care eu personal îl plac. Am o relație cu el. Da, nu zic că e gratis și e prost. Asta zic, e foarte bun. Foarte bun. Asta, adică că altfel nu făceam dacă era nașpa. Așa. Dar cred că își dau seama. Da, că nu suntem. Că pe lângă skill-ul tău de montat la vloguri, mi se pare că e și camera foarte importantă acolo și modelul precedent, că tu ai avut modelul foarte precedent. Bun. Asta e Sony A6400, e o cameră excelentă și asta. Doar că asta altă e un pic mai bună și o să vă zic imediat. Și o să vedeți de ce, pentru că cei de la F64 ne l-au dat gratis. Și le mulțumim frumos și să treceți pe la F64 să vă cumpărați echipament pe bani. Pentru că nefiind vedete, nu puteți să luați gratis cum am luat noi. Noi avem niște oameni care ne urmăresc, noi suntem chiar așa vai de capul nostru. Și de asta F64 a făcut și acest gest frumos. Să le dea domnul. Pentru noi, repede. Da, bun, hai să trecem mai departe. Aceasta este camera Sony A6600 kit cu obiectivul 18-135, exact ce am și eu, și e excelent obiectivul. Da. Nu, ăsta chiar tai. Da, l-am primit de la Bucălaie de curând, uite, are și lipici în capă. Poți desfac? Da, te rog. Așa. Bam! Și avem aici packing-ul ăsta frumos. O să citești cartea? Nu, nu o să citesc cartea. Camera pe care mi-a dat-o cei de la F64 va fi folosită la podcast, la Mecine Podcast. Și acum, serios vorbind, chiar ne mulțumesc foarte mult. Ta-na-na. Aia avem strap-ul. Da. Ca să nu de la camera, îți pui asta de obicei la camera? Nu, o folosesc doar dacă vreau să am imagine mai stabile, știu, un tint, să fie țapăn așa, să aibă 3 puncte între mâini și asta. Și atunci e mult mai fixă, știi, dacă ții doar în mâini e flimbi. Un soi de gimbal uman. Da, de sărac. Avem bateria. Baterie Z-ul. Asta e camera cu senzor ASPC de la Sony, care a trecut pe baterii Z, care sunt excepționale și țin 2 ore 4K, poți să filmezi cu ele non-stop. Poți să filmezi fără să ți se întrerupe imaginea. Da, da. Ăla e cablu de încărcare. Cablu USB. Asta e încărcător, cum ar veni. Intră USB-ul în ăsta. Uh-huh. USB-ul intră aici. Și ai, ăla e pentru viewfinder. Să pui la ochi. Ai așa. Cablu de Anglia, dacă ești pe Anglia, să-ți aduci o mașină cu un Anglia. Și dacă ești pe România, ai ăsta, îl bagi aici și îți încarci direct în cameră bateria. Asta e o chestie, singura chestie pe care pot să o reproșez celor de la Sony, că nu dau încărcătoare cu camerele. Adică, ca să poți să scoți bateria, știi? Da. Ei, pentru că îți dau doar o baterie, zici, bă, n-are sens, atunci să o încarci direct în cameră, știi? Uh-huh. Na, singurul minus pe care... Da, poți să mai cumperi o baterie și să mai separat. Și ție, dacă iei baterie separată, ție vin cu încărcător cu tot. Așa, cu ăsta l-am văzut. Așa, așa. Uite, ăsta e obiectivul. Ăsta e hood-ul de la obiectiv, ca să nu sunt prea multă lumină. Păi, dar e măricel obiectivul. Da, da, nu am dat să mai văd. Nice! Da, dă-i, vrei să dai jos capacele? Nice, îi le dau imediat. Ale capa acum. Nice. Băi, îmi place, nu știu de ce, dar îmi place așa lentila. Așa e că e mesmerizing să te uiți așa la multe layere de sticlă. Da.
Din păcate, niciodată, adică mi-e frică să pun capacul ăsta cum trebuie, știi? Da. Mi-e frică să nu ating ce, uite, vezi? Nu, acum e ok. Da. Le piste de la resistance, la camera! Păi, și asta e, camera asta mi se pare absolut senzațională. În primul rând pentru tine că faci vlog-ul. Și în al doilea rând mi se pare cea mai bună pentru că e super ușoară și modelul ăsta. Adică mă gândesc că acum câțiva ani când erau aparatele alea, cum da, mă vedeam dacă își puneau și riguri așa pe ele. Știu. Calitatea pe care o obții cu camera asta e super șmecheră. Deci fără că... Și toată lumea zice, da mă, dar nu e full frame, știi că să le-a full frame. Pentru YouTube, oameni buni, e diferența atât de mică între full frame și senzor ASPC, încât nu are niciun sens. Deci jur. Și asta, de ce îmi place camera asta, senzorul, dacă te uiți bine, vezi? Că se mișcă. Are IBIS, e stabilizare direct pe senzor. Te rog, e punct la punct, da? Punctul alb la punctul alb. Și răsucești, aș putea face clank, mai, e 9 și de-aia merge mai greu. Ia să vedem, are baterie? Nu știu, care dacă nu îți dau eu una, cam eu. Are baterie, English. Trebuie să-l setezi acum. Setup. Hai să facem o poză, prima poză. N-ai card. N-am card. N-ai are card ca să fac asta. Asta e camera. Bun, deci în cutie avem asta. Astea și asta. E, și acum, ca să vă dați seama, diferența dintre baterii. Asta e bateria de la A6400, care e de 1020 de mAh și asta e de 2280 de mAh. Eu, în vlog, treceam de două lejer pe zi. E, asta duce mai mult de o zi de ce am nevoie. Am luat încă una just in case seara ca să o am încărcată, dacă se întâmplă ceva, să o bag pe aia la lucru. Și în momentul ăsta am două baterii, una în el și aia. Nu, asta e a mea. Păi nu era aici în pachet? Eu mai cumpărat... ai băgat tu bateria. Da, mă, am crezut că era bateria. Nu, mi-am cumpărat una care e deja în cameră. Ok. Mă simțeam și eu mai bine dacă aveam două. Da, mă. F64. Urât. Și mi-a dat și lumini. Asta, deci bine. Bun, dai omul aparat cu o baterie, lumină. Te gândești un pic că am nevoie de a doua baterie, dar dacă durează o zi, ok. Mersi, oricum, mersi. E fain că ai opțiunea să-i pui baterie externă și atunci dacă pui baterie de 20.000 de mAh, filmezi cât te ține cardul până la urmă. Deci, diferențe dintre ăștia, repet, A6400-le, mai ales că acum s-a ieftinit, e excepțional. Doar că asta e un pic mai bună și de ce am ales-o? Pentru că, spre deosebire de A6400, are la mufe, are și mufă pentru monitorizare de jack. Știi, adică poți să bagi căștile dacă vrei și să asculți cum se aude sunetul, să fii sigur că totul e ok. După care, bateria, după cum se și vede aici, e mult mai groasă, că, na, e groasă, e mai bine dacă e mai groasă. Singura chestie e că n-are, uite, ăsta are flash, da, pentru poze. Ăsta au scos flash-ul. Eu mă bucur că au scos flash-ul. Nu suport flash-ul la camere profesioniste. Mi se pare că e o jignire la o cameră profesionistă să a dat să iasă căcatul ăla, să facă țârc. Mi se pare cea mai mare tâmpenie. Te transferi brusc dintr-un profesionist într-un chinez care are foarte mulți bani și merge în vizită și face poze cu flash-ul neștiind că n-are nevoie de lumină în momentul ăla și dacă setezi cum trebuie aparatul, de fapt nu trebuie flash. Arată cadra, orice poză pe care o faci cu flash-ul arată cadra cu cadracul din față și n-ai o blend, n-ai nimic. Alte diferențe, notat pe lângă senzorul care, mă rog, ăsta e cu IBIS, ăsta e fără IBIS, are încă un buton în plus ăsta de custom pe care poți să-l pui oricum. Pe mine un pic mă încurcă, eu mi-l sărteasem ăsta să înregistrez, că normal video e aici așa și mega enervant aici. Și eu mi l-am pus aici video, dar acum l-am pus aici, eu ca prostul acum de când e ăsta nou, dau un gol, că nu m-am obișnuit încă. Păi zi la domnul ăla, F64. Dacă putem. Mie nu mi-am pus baterie, ți-am mutat butonul. În rest e un pic mai grea față de cealaltă. Amândouă fac chestia asta super faină și sunt singurele, și asta a fost primul, ăsta al doilea model de la Sony, gama Alpha, care poate să facă chestia asta și pentru vlog e
esențial să te vezi, știi ce dracu faci în cadru. Da, ce e nasol e că în momentul în care faci asta, aici va scrie Sony invers. Asta e un pic deranjant. F64. Iar. Dacă puteți, nu știu, vedeți, vorbiți la ăștia de la Sony să... Da, cărora le mulțumim și lor pe de altă parte, dar... Că fac niște camere excepționale. Deci, pentru vlog, de ce am ales camera asta și, mă rog, nu numai pentru vlog, noi filmăm și podcasturi cu camerele astea. Sunt foarte puține camere în industrie care poate să filmeze non-stop. Adică fie cât te ține cardul sau bateria. Astea filmează non-stop și când ai un podcast de o oră jumate, două ori... Ajunge, da, și la da. Ai nevoie de o cameră, nu întotdeauna ai unul care să dea stop, play, stop, play și atunci e stop, break, stop, break. Stop, play, stop, play. Încă o dată, fără niște, mulțumim F64 pentru că ajutați creatorii de content să le fie mai ușor să facă content. Mergeți acolo la ei, show them some love. Că da. Și ei ne arată nouă și vouă să vă arate, pentru că chiar sunt niște oameni foarte mișto. Sunt mega profesioniști, au traininguri, au tot felul. Mergeți la ei și faceți, pentru că oamenii fac treaba. E unul dintre puținele locuri în care poți să mergi și cineva chiar te bagă în seamă și te ajută cu informații. Și te educă în funcție de ce buget ai, ce cameră vrei, pentru ce o folosești, ce lumini. Asta e foarte mișto. Bun, asta a fost unboxing-ul cu micuțul. Sper să te bucuri. Mulțumesc. Din plin de... Aceasta SSL-ul meu. De această cameră. Stop al meu. A, și pun niște SSL-ul tău. Până data viitoare, la revedere. Keep it slana.